Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul ȘiTV. Cazul primarului din Bâlcea, condamnat penal la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, trăgânează parcă la nesfârșit. Procurorii de caz susțin faptul că prefectura nu trebuia să facă plângere penală, ci să emită ordinul de revocare. Prefectul se apără și spune că așteaptă în continuare comunicarea secretarului primăriei comunei Bâlcea. Între timp, nu se întâmplă nimic. Cu o lună în urmă, semnalam cazul primarului comunei Bâlcea, Ioan George, condamnat pentru conflict de interese în anul 2012. În 2014, instituția prefectului județului Mureș a solicitat secretarului comunei, Augustin Dudilă, referatul privind situația juridică a edilului șef, acesta alegându-se cu plângere penală, deoarece ar fi refuzat să trimită prefecturii Mureș actele solicitate. Am adresat parchetului de pe lângă judecătoria Târnăveni, am primit un răspuns de neîncepere a urmării penale împotriva domnului secretar Dudil Augustin. Ne-am adresat la procurorul superior, am primit același răspuns de neîncepere a urmării penale. Ne-am adresat instanței de contencios administrativ cu obligația de a face împotriva domnului secretar Dudil Augustin. Din nefericire pentru instituția prefectului a fost o pronunțare în sensul că mi s-a respins cererea ca inadmisibilă. La ora la care vă dau acest interviu, suntem în recurs, am făcut recurs împotriva acelei sentințe, așteptăm rezultatul, după care voi reanaliza situația și voi lua o decizie. Instanța însă a pronunțat o hotărâre definitivă în acest sens, care reiese din documentul atașat. În baza articolului 341 alineatul 6 litera A, CPR, PEN respinge cu nefondată plângerea formulată de petent instituția prefectului județul Mureș prin prefect împotriva soluției de clasare dispusă în dosarul numărul 1032 per P per 2014, din data de 21.04.2015 a parchetului de pe lângă judecătoria Târnăveni și menține soluția atacată definitivă, pronunțată în ședință publică azi 01.10.2015. Document încheiere finală, dezinvestire 23/2015, 01.10.2015. Jurnalistul Adrian George a precizat că situația este absolut hilară, procurorii arătându-i prefectului că acesta ar fi trebuit să constate încetarea mandatului, măsură care ar trebui să o ia și în momentul actual, indiferent că secretarul îi dă sau nu acest act. Procurorul, care a fost sesizat de prefectul județului Mureș în legătură cu situația de la Bâlcea, unde secretarul refuză să prezinte referatul în speța în care primarul Ioan George a fost condamnat, ei, procurorul îi spune prefectului negru pe alb în ordonanța de clasare că domnia sa trebuia să constate încetarea mandatului odată cu condamnarea definitivă a primarului. Pentru că avem o lege în țara asta, avem o hotărâre judecătorească definitivă în România dată pe numele acestui primar. Avocații consultați de către postul nostru de televiziune ne-au confirmat faptul că o decizie a unui secretar care refuză să prezinte un referat nu poate prima în fața legii și a hotărârilor judecătorești. Așadar, încetarea mandatului unui primar condamnat penal nu depinde de referatul pe care îl întocmește sau nu un secretar. Acesta depinde de fapta penală constatată în instanță, precum și de condamnarea pronunțată de instanța de judecată. Așadar, concluziile vă aparțin. Incidentul nefericit care a avut loc în urmă cu o săptămână în capitală a determinat adoptarea unor hotărâri la nivel național. Mai exact, implementarea unor hotărâri de urgență care prevăd verificarea localurilor de noapte și împuternicirea oferită inspectoratelor pentru situații de urgență de a dispune sistarea activităților în cazurile în care cluburile nu îndeplinesc obligațiile prevăzute de lege. Cum s-au desfășurat până acum activitățile de control în județul nostru, aflați în minutele care urmează. Inspectoratul pentru situații de urgență Horea al județului Mureș a desfășurat un număr de 10 controle pe raza județului Mureș la discoteci, cluburi, baruri de noapte și puburi. Colonelul ISU Mureș, Dorin Oltean, spune că aceste controle au fost efectuate selectiv în funcție de informațiile primite de pe teren. Până la sosirea noastră, din informațiile pe care le avem în momentul de față, 12 asemenea obiective s-au închis fără ca noi să ajungem în control aceste obiective. Din cele 10 obiective controlate, s-au întocmit documente în conformitate cu situațiile de la fața locului, documente mixte
în care au fost cuprinse și problemele constatate de colegii de la ISU și probleme constatate de la poliție, respectiv jandarmi. Controlele au fost efectuate cu sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș și a Jandarmeriei. De asemenea, la 6 puncte de control au fost prezenți și comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Mureș. În cadrul acestor controle, comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor din Județul Mureș au vizat respectarea prevederilor legale privind informarea consumatorilor, apoi afișarea prețurilor, respectarea prevederilor legale privind legea fumatului, legea 349 din 2002 și, desigur, legalitatea funcționării acestor instituții, a unităților respective, afișarea plachetei consumatorilor. Verificarea măsurilor de siguranță pentru prevenirea incendiilor a avut loc și la unitățile de învățământ de pe raza județului. Există, practic, 5 situații în care autorizațiile sunt în curs de obținere. Este vorba de următoarele obiective la Colegiul Papiu, unde a avut loc o mansardare și încă nu sunt documentele în regulă pentru partea respectivă de mansardare. De asemenea, la Colegiul Agricol din Târgu Mureș, unde au avut loc ample lucrări cu 2-3 ani în urmă și s-a neglijat, pot să spun, obținerea acestor documente. La Clubul Palatul Copiilor din Târgu Mureș, de asemenea, au fost niște lucrări și aceeași situație. La Liceul de Artă, la internat. Raportările finale ale controalelor trebuie efectuate până la data de 25 decembrie 2015. Însă colonelul ISU Mureș spune că instituția pe care o reprezintă va efectua astfel de acțiuni și după această dată, scopul lor fiind menținerea siguranței cetățenilor și prevenirea incidentelor. Consumatorii vor beneficia de garanția produselor achiziționate, fără a avea obligația să păstreze ambalajul original al acestora în cazul returnării. Și asta în urma modificărilor aduse Legii Protecției Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii trecute. Comisarul șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Mureș spune că această modificare legislativă vine în sprijinul cumpărătorilor, în situațiile în care produsele achiziționate, alimentare și nealimentare, necesită returnare sau reparații. Astfel că dacă până la publicarea modificării legislative în Monitorul Oficial agenții economici puteau impune obligativitatea păstrării ambalajului original al produselor, acum aceștia au obligația să efectueze acțiunile prevăzute de garanție numai pe baza actelor doveditoare ale acestuia. Doresc să informez consumatorii și să le transmit faptul că dacă se întâlnesc cu o speță, cu un caz în care operatorul economic îi condiționează predarea unui produs achiziționat care are o deficiență în cadrul termenului de valabilitate, deci condiționează predarea ambalajului original, atunci neapărat să ne anunțe, să vină la Protecția Consumatorilor, la noi, la comisaria și să depună o sesizare. Atunci când achiziționează un produs sau un serviciu, neapărat să păstreze bonul, chitanță, factură. Dacă nu primesc astfel de documente doveditoare, să le solicite. Astfel că în cazul nerespectării drepturilor consumatorului impuse de lege, agentul economic în cauză riscă sancțiuni cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei. Castelul Toldologhi din Corunca a intrat în atenția procurorilor anticorupție și asta la 11 ani de la data la care autoritatea locală a renunțat la dreptul de preemțiune în momentul în care acesta a fost scos la vânzare de către urmașii foștilor proprietari. Lipsa de interes a actualilor proprietari în ceea ce privește întreținerea clădirii a atras o serie de reacții atât din partea unor consilieri locali din zonă cât și din partea locuitorilor. Construit în secolul XVI-XVII, castelul Toldologhi din Corunca este lăsat în paragină, semănând mai degrabă cu o veche hală dezafectată decât cu o locuință nobiliară. Autoritățile locale sunt acuzate de o parte a locuitorilor de lipsa de interes asupra acestui edificiu, care dacă ar fi reintrodus în circuitul turistic ar aduce o serie de beneficii în dezvoltarea comunei. Însă pentru acest lucru castelul necesită reabilitări. Castelul a fost scos la vânzare în anul 2004 pentru suma de 25.000 de euro împreună cu 7.500 metri pătrați de teren. Potrivit celor declarate de consilierul local din Corunca, Dan Cheșa, primarul comunei din acea vreme, ar fi intermediat tranzacția. Cheșa a inițiat o acțiune susținută în prezent de 26 de locuitori, prin care cere salvarea castelului Toldologhi și introducerea acestuia în circuitul turistic. L-am invitat pe domnul Șoș pentru că dânsul
se duce să verifice și să ajute un castel care este într-o stare bună, să zic așa, și care este în Gurghiu, unde totuși comunitatea și administrația locală a avut grijă de el. Eu îl invitam să vină aici mai aproape, în Corunca, unde de 25 de ani comuna se află sub administrația partidului pe care îl reprezintă și era mai indicat să vadă că acest castel s-a distrus în totalitate. Și inițiativa mea e deja de 3 ani în care mă zbat, am și pus banere prin centrul comunei să încercăm să salvăm. Practic, acest castel a fost victima unei mafii imobiliare. Totodată, consilierul local din Corunca îi cere directorului Muzeului Județean Mureș, Zoltan, să se implice în această problemă. Și asta pentru că, spune el, ca viitor candidat la fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș, Zoltan, ar trebui să manifeste un interes major asupra monumentelor istorice din imediata apropierea orașului. În primul rând, castelul din Gurghiu este proprietate de stat. Statul român este reprezentat de primăria Gurghiu. Comuna, primăria Gurghiu, prin decizie de Consiliu, a cedat dreptul de administrare Muzeului Județean Mureș. Eu nu am dreptul să investesc într-un castel, numai dacă mi se dă în administrare. Castelul este proprietate privată, eu n-am niciun drept să intervin, că imediat sunt amendat. Dan Cheșa declară că până acum a efectuat o serie de demersuri pentru salvarea castelului. Acesta a solicitat acest lucru atât primăriei Corunca, cât și Ministerului Culturii. În primăvara acestui an s-a decis în cadrul unei ședințe a Consiliului Local contestarea în judecată a încălcării clauzelor contractuale semnate la cumpărarea castelului și nerespectate de actualul proprietar. Astfel că reprezentanții Consiliului Local așteaptă hotărârea instanței de judecată în ceea ce privește soarta castelului. Parcul industrial Mureș revine pe plus după ce o perioadă de timp nu a realizat profit. Anul acesta s-au încheiat contracte cu 3 firme și a fost demarată una dintre investiții în valoare de 200.000 de euro, fiind angajate 30 de persoane. Activitatea administrației a fost și ea reorganizată. La momentul actual, pe platforma Parcului Industrial Mureș operează 11 firme. Investițiile în clădiri, utilaje și tehnologie au ajuns la aproape 50 de milioane de euro, forța de muncă fiind de aproximativ 1.400 de persoane angajate. Ca și investitor noi în parc, anul trecut s-a încheiat un contract de concesiune cu o firmă locală cu 30 de angajați, iar în acest an, una dintre firmele locatare din parc are în vedere diversificarea activității. În acest sens, a depus o cerere pentru achiziționarea unui teren de 5.000 de metri pătrați pentru construirea unei noi facilități, respectiv o altă firmă, tot locală, a achiziționat o parcelă de 5.000 de metri pătrați în vederea construirii unui mic centru logistic și un service pentru utilajele proprii. Directorul Parcului Industrial Mureș afirmă că după 2 ani de pierderi, parcul a reintrat pe profit în 2015, inclusiv prin reducere de personal și de cheltuieli. Pierderile din activitatea operațională care le-am avut anii trecuți nu mai avem anul acesta. Am reorganizat activitatea administrației. Ca și număr de personal, am ajuns aproape la jumătate ca și număr de persoane angajate în administrație. Potrivit directorului parcului, acest lucru se datorează faptului că parcul nu a reușit încă să semneze un nou contract pentru incubatorul de afaceri. În 2013 s-a încheiat primul ciclu, iar în primăvara acestui an s-a terminat perioada de incubare a firmelor. Însă, din motive neimputabile administrației parcului, nu s-a repornit programul de finanțare pentru incubatoarele de afaceri. În fiecare an era cuprins în proiectul de buget al Ministerului Economiei finanțarea incubatoarelor de afaceri care sunt în program, respectiv construirea de noi incubatoare de afaceri, însă din motive pe care nu le știu, nu s-a repornit acest program de finanțare pentru incubatoare de afaceri. Parcul Industrial Mureș a mai fost vizitat în acest an de alte 4 firme mari din țară și străinătate care caută spații pentru producție, dar care nu au dat încă răspuns. Pentru închiriere în domeniul logistic, Parcul Industrial Mureș a fost contactat de diverse firme care au nevoie între 3 și 5 hectare, suprafața maximă ce poate fi oferită în acest moment fiind de maximum 3 hectare, a explicat Nodi Istvan.
Controlele sunt la ordinea zilei la nivelul municipiului Târgu Mureș. 113 persoane fizice sau juridice au fost consiliate din punct de vedere juridic cu privire la modul de respectare a dispozițiilor legale în vigoare. Însă cu toate acestea s-au aplicat și măsuri contravenționale în 25 dintre cazuri. Controlele vizează lucrările și anvelopările neautorizate, comercianții, dar și salubrizarea. Peste 40 de verificări au fost efectuate în ultimele 14 zile de către Poliția Locală a municipiului Târgu Mureș privind disciplina în construcții. În acest context s-au constatat mai multe nereguli, sens în care mai multe persoane au fost sancționate cu suma de 1000 de lei pentru că au ridicat diferite construcții fără autorizație de construire sau că nu au respectat prevederile autorizațiilor de construire emise de către biroul arhitectului șef. De asemenea, două persoane fizice au fost sancționate datorită faptului că au lucrat la înveloparea apartamentelor din blocurile de locuit fără a avea autorizație de construire. Vreau să atrag atenția pe această cale Târgu Mureșenilor că anveloparea se face la nivelul întregului bloc sau a scării, nu se poate face individual pentru că în acest fel se colorează diferit apartamentele din cadrul unui vartal și arată foarte rău și nu se respectă regulile de construcție. Nici comercianții nu au fost scăpați din vedere, 8 agenți economici având spre vânzare marfă fără acte justificative de proveniență și fără prețuri afișate, fiind sancționați cu amenzi în cuantum de 10.000 de lei. Și piețele Târgu Mureșene au fost luate la purificat, agenții constatatori aplicând amenzi în valoare de 8.000 de lei. Bret Felean dorește ca la nivelul orașului să existe un comerț civilizat. Îi rugăm pe Târgu Mureșeni ca să respecte legile și normele în vigoare, deoarece ne dorim ca la nivelul municipiului nostru să existe un comerț civilizat și să asigurăm starea de sănătate necesară populației prin punerea în vânzare a unor produse care au calitatea necesară și sunt verificate din punct de vedere sanitar. Salubrizarea a fost și ea în vizorul controalelor. În acest sens, 5 societăți comerciale care nu aveau contracte de salubrizare au fost sancționate cu câte 500 de lei. Controalele sunt efectuate periodic pe baza unui plan de control tematic aprobat de conducătorul instituției, efectuându-se de asemenea și controale ca urmare a unor sesizări venite din partea cetățenilor. Adesea ne surprindem în poziții ciudate, cu umerii aduși în față și spatele cocoșat sau auzim îndemnuri de tipuri stai drept. Nu mai sta cocoșat, îndreaptă umerii. Așa apare scolioza sau cifoza, devieri ale coloanei vertebrale extrem de frecvente, care pot fi corectate prin decompresie și mobilizarea vertebrală, fizioterapie și exerciții speciale. Coloana vertebrală este formată din articulații, ligamente și discuri. Împreună formează o punte între vertebre, sub care se găsește rădăcina nervoasă. E suficient să știm asta ca să ne dăm seama că orice leziune pe care o suferă coloana duce la un dezechilibru care provoacă afecțiuni în cascadă. Scolioza este o deviere în formă de S, mai mult sau mai puțin pronunțată, a coloanei vertebrale. Vârsta la care debutează boala este cuprinsă între 10 și 15 ani și afectează în mod egal ambele sexe. Când părintele observă o atitudine vicioasă, da? O atitudine vicioasă însemnând o atitudine scoliotică, când umerii vedem că nu mai sunt pe aceeași linie, nu mai sunt drepți, și atunci se intervine în sensul de se merge la medicul de familie, care mai departe intră la medicul specialist și recomandă eventual o radiografie. Pe radiografie se pot vedea foarte clar curburile coloanei vertebrale, dacă ele apar sau dacă coloana este dreaptă anatomic. Astăzi s-a ajuns că o treime dintre copiii din România să suferă de deformări ale coloanei și cât de simplu ar putea fi să prevenim. O mare responsabilitate în depistarea scoliozei le revine părinților, care în cazul celor mai mici, suspiciunea ar trebui să se adreseze medicului specialist. Este extrem de important ca tratamentul de recuperare să înceapă imediat ce deformitatea a fost depistată. În plus, fiecare exercițiu trebuie personalizat în funcție de tipul și localizarea scoliozei. Intervenția chirurgicală se aplică numai în cazurile grave. Sistemul de impozitare a locuințelor va fi modificat substanțial de la 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal și spectacolul antisocial va avea loc marți, 17 noiembrie 2015, de la ora 19 la Teatrul Ariel, Târgu Mureș. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Spectacolul antisocial va avea loc marți, 17 noiembrie 2015, de la ora 19, la Teatrul Ariel Târgu Mureș. Antisocial este produs de Teatrul Național Radu Stanca Sibiu și de Departamentul de Artă Teatrală al Universității Lucian Blaga din Sibiu, iar turneul Manifest pentru Dialog este susținut de Platforma Scena Nouă. Subiectul piesei antisocial vă este probabil familiar. Într-un liceu din România, anului 2015, elevii creează un grup secret pe o platformă de socializare. Profesorii află, se înfiltrează
fază și de mască. Cu ajutorul unor elevi, Bogdan Georgescu, autorul spectacolului, a folosit acest punct de plecare pentru a construi o poveste complexă și provocatoare, care îmbină biografiile reale ale actorilor cu teme actuale. Pentru a duce mai departe întrebările ridicate de spectacol, acesta este urmat de o dezbatere liberă cu publicul. Sistemul de impozitare a locuințelor va fi modificat substanțial de la 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal. Astfel, impozitul pe clădiri se va calcula în funcție de destinația clădirii, adică rezidențială sau nerezidențială, și nu în funcție de proprietarul ei, persoană fizică sau juridică. În prezent, legislația în vigoare stabilește că impozitul pe clădiri se calculează în funcție de calitatea proprietarului care deține imobilul, respectiv persoană fizică sau persoană juridică. De anul viitor, pentru clădirile folosite în scop de locuință, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei per metru pătrat, din tabelul prevăzut de codul fiscal. Peste 100 de studenți ai Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș vor susține cursuri de profilaxie dentară în toate școlile din Târgu Mureș pe parcursul Festivalului Național Studențesc Unifest, care se derulează de luni până sâmbătă. Coordonatorul Unifest la Târgu Mureș, Victor Cepuc, liderul Organizației Studențești de Medicină Dentară din UMF Târgu Mureș, a declarat luni într-o conferință de presă că programul de profilaxie în școli este organizat pentru prima oară în cadrul acestui festival și că fiecare școală din oraș va fi vizitată de către echipe formate din 6-7 studenți. Se merge la toate școlile din Târgu Mureș, care ne-au deschis larg porțile și ne-au primit cu drag, ca să învățăm elevii să aibă o igienă orală corectă. În campania de prevenție sunt implicați în jur de 100 de studenți, deci în fiecare școală este o echipă formată din 6-7 studenți. Am încercat să luăm studenți din anii cei mai mari și până la studenții de anul întâi, care nu au o pregătire destul de bună din punct de vedere teoretic, ca să învețe un copil de clasă 1 sau a 2 să aibă o igienă orală corectă, a arătat Victor Cepuc. Cea de-a treia ediție a activității cultural-artistice, Reghin Plai de Cânt și Joc, se pregătește să reunească și de această dată iubiți interpreți reghineni ai muzicii populare. De pe scenă nu vor lipsi cunoscute ansambluri, Doina Mureșului și Vatra Dorului, care vor întregi acest tablou folcloric. Ediția din acest an a evenimentului, Reghin Plai de Cânt și Joc, este și gazda lansării noului album al solistei Anuța Toncean. De această dată, activitatea Reghin Plai de Cânt și Joc este organizată de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, alături de Casa de Cultură Municipală Eugen Icoară, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin. Primele două ediții s-au organizat la Casa de Cultură a Tineretului în acest an, pentru că în cadrul ediției are loc și o lansare de CD, s-a convenit să organizăm în cadrul Casei Municipale de Cultură. Sigur, e o manifestare care de la care așteptăm atât din partea soliștilor invitați să ofere ceva deosebit reghininilor și o așteptăm sigur și din partea reghininilor să fie prezenți pentru a-i susține cu aplauz. Lângă artiștii de renume reghineni, pe scenă va urca și îndrăgitul cuplu Săndel și Aurora Mihai, invitați speciale a acestui eveniment. În acest an, activitatea cultural-artistică are o dublă semnificație și importanță, deoarece în cadrul sărbătorii, interpreta de muzică populară Anuța Toncean își va lansa noul său album intitulat Doamne, ție-ți mulțumesc. Această activitate, în mod special, este dedicată sau dăruită oarecum interpreților consacrați de muzică populară și nu sunt puțini în Reghin. Și pe această cale chiar le mulțumesc și ne mândrim că sunt în Reghin, sunt ai noștri. Și o dedicăm în totalitate lor pentru că este un moment important ca Reghinul să-și identifice sau să conștientizeze în fiecare an că au talente, că au valori care ne pot reprezenta oricând și în oricare parte a țării și a lumii, de ce nu. Reghin Plai de Cânt și Joc va fi găzduit de Casa de Cultură Municipală Eugen Icoară și va avea loc joi 12 noiembrie, începând cu ora 17. Intrarea va fi liberă. Momentele de tăcere și reculegere dedicate victimelor care au pierdut lupta cu viața în urma tragicului accident ce a avut loc în noaptea de 30 octombrie în Clubul Colectiv din București au ajuns și în municipiul Reghin. Parcul central al municipiului Reghin a reunit sub aceeași doleanță oameni de toate vârstele care au dorit să aprindă o lumânare pentru sufletele nevinovate.
Oamenii s-au întâlnit pentru a rosti o rugăciune sau pentru a depune o floare în memoria semenilor decedați în urma evenimentului tragic care a întoliat o țară întreagă. Ideea manifestării a venit din partea unui tânăr care a dorit să arate solidaritatea concetățenilor săi față de un astfel de eveniment. Am propus să facem și în Reghin așa ceva. Pe mine majoritatea, pe foarte mulți prieteni, eu marcat. Și sperăm că se schimbă ceva acum, să nu mai se întâmple așa ceva tragedie. Deși promovarea acestei manifestări a fost făcută doar pe site-urile de socializare, reghineni au fost receptivi, arătându-și încă o dată atitudinea solidară și dorința de schimbare. Ce te-a făcut să vii astăzi aici? Noi puteam fi și eu, la colectiv, oricine putea fi de aici. Și am venit să pun și eu o lumânare, să aprind. Cum ai moment în care trebuie să conștientizăm și să încercăm să ne schimbăm? Eu mă rog pentru ei, cred că ăsta e un lucru pe care îl putem face toți și în rest să ne schimbăm pe noi. Simțul civic, solidaritatea și gravitatea evenimentelor care au loc tot mai des la noi în țară sunt doar câteva dintre motivațiile care i-au făcut pe reghineni să iasă din casă. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. O zi frumoasă în continuare, la revedere!